Bună, mă cheamă Bianca și vă mulțumesc mult pentru introducerea frumoasă. Astăzi o să vorbesc despre o experiență prin care eu am trecut când era pandemie. Cred că toată lumea știe cât de influent a fost perioada pandemiei asupra noastră, asupra familiei, asupra jobului nostru. Poate unii v-ați mutat, poate unii nu v-ați mutat, însă pentru mine a avut un impact foarte mare. Eram clasa 8-a, țin minte că eram foarte stresată pentru examenul de capacitate. Și părinții mei, de asemenea, erau și ei stresați și știu că prima dată când am auzit de pandemie și de vacanța de 2 săptămâni, am fost foarte bucuroasă. Am fost foarte, foarte fericită că o să stau acasă și că o să am timp să învăț. Însă știm bine că aceste 2 săptămâni s-au transformat în luni întregi. Și în aceste luni în care eu am fost acasă cu părinții, în care puteam să fiu aproape de ei, puteam să vorbesc cu ei, puteam să îi cunosc de-a dreptul, din pricina stresului școlar și din pricina dezorganizării mele, reacția mea la această supraîncărcare emoțională a fost să mă depărtez de ei. Așadar, am stat foarte mult în online și astfel am ajuns o victimă a cyberbullying-ului. Am început să vorbesc cu persoane care erau de vârsta mea, din fericire nu am avut interacțiuni cu persoane mult mai în vârstă sau să fi fost ce nu ar fi arătat pe internet. Însă, au fost niște persoane care m-au rănit emoțional, care începuseră să facă glume pe seama mea, care, la un moment dat, când restricțiile s-au diminuat, ei începuseră să iasă afară. Și grupul pe care noi l-am creat în mediul online începuse să fie unul negativ contra mea și începusem să avem interacțiuni negative, astfel încât am ajuns victima cyberbullying-ului, făcându-se glume pe seama mea și pe aparența mea. Iar eu, pentru că deja mă depărtasem foarte mult de părinți și mă izolasem de-a dreptul pe telefon și online, mi-a fost greu să le spun prin ce treceam și asta a fost o luptă prin care am trecut singură și din care am învățat și știu acum, fiind la un liceu pedagogic, cât de important este să vorbești cu părinții, cât de importantă este relația familială și ce greșeli am făcut și cum puteam să evit această situație urâtă. Te-aș întreba, Bianca, dacă de ce ai avut aceste rețineri de a vorbi cu părinții? Am avut aceste rețineri pentru că știm cu toții cum atunci când ești foarte stresat și ai o emoție care este colosal de mare, nu poți să gândești rațional. Și atunci ori o să flight, freeze or fight, iar pentru mine a fost fly. Asta a fost îndepărtarea mea și pentru că eram foarte stresată și foarte obosită, credeam că părinții mei o să mă judece, credeam că o să fie împotriva mea, că nu o să înțeleagă și a fost într-o perioadă de preadolescență unde am zis, nu mă înțeleg, e doar o fază. Și atunci am ales pur și simplu să mă depărtez de ei și să mă izolez de ei și știu că a fost o greșeală.